oraș cu sate arondate, comune arondate. Acum e stupat că e zăpadă. Înțelegi? Da, da. Bine, dacă și vrei, acolo, dacă roți, ia uite cât e aici. Aici ce s-a... Aici s-a adunat pământ. S-a adus pământ și mult moloz o fă aici. Bă, bă, deci, utilajul ăsta nu trebuie marci asigurare. Utilajul ăsta împinge aici, da? Da, astupă. Da. Astupă, astupă. Da, da, da. Ăștia sunt motani. Am văzut gunoi acolo. Da? Și... Da, toată lumea știe că aici se aduce gunoiul? Da, toată lumea știe, da. Evident că știe. Le place. Și ăsta face chestia asta, operațiunea da, asta? Da, 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 da. Asta e operațiunea pisicuț. Uite-l, că se vede că e... Da, că e namorul. Da. Am înțeles. Hai să vedem cum ajunge aici, o persoană cu handicap. Că... Aici, ce? Zice că e o ramă. Uite, arată, da? Deci, arată. Da. Arată. Bă, o arată. Da, uite. O să ajungem primărie pe aici. Asta mă, e o arată, auto. Da? Unde e rampa? Oară, mă. Acolo. Da. Dar uite. Cum intră omul pe acolo? Păi, pe rampa asta aici, că cum, dacă mă, e tolerat. De mașina asta și de container. Uite, coșul ăsta, da? Da? Și mașina asta. Da, uite. Și e ok, da? Da, dacă tu zici, ok. Păi nu e ok. Nu e ok. Și asta e casa de cultură, dar vreau să intru în primărie. Păi, a, pe cum casa de cultură? Casa de cultură. A, deci nu e primăria. Nu. Ia uite, bă, ce neapăcărit ăștia. Da, zis. Deci asta e pentru casa de cultură. Dragii mei, o persoană cu handicap, există lege, dragii mei, 448, publicată în 2000, deci, publicată în 2006, republicată în 2008. Ăștia, dacă au pus, când vedeți, afișe pe geamuri, au pretenții să nu mai intre într-o instituție publică. Da? De ce bani? Mă lucrează la Petrom. Aici există salariile, la consistenție. Lista privind titularea ajutor social. Vezi, uite, le-au afișa, mă. Au transparență. Uitați. Le pot și CNP-urile. Da? Unde-i, mă, CNP-urile? Unde vezi, mă, tu? Da, zic, eu pun să nu. Nu e, mă, ce? Da? Uite, le găsesc la asta. Și salariile. 2022, da? Cât are, mă, primarul? 11.440? Dar o să zic, da, bă, dar nu iau eu atâta mână. Mă, ce dacă nu iei atâta mână? Bun. Aici este zona administrativă, vorbim asta. Hai să vă mulțumim pentru că vă mulțumim. Deci o persoană cu handicap nu poate să pătrundă de aici. Deci ce găsim noi aici? 101. Mă crezi că am puteri paranormale? Ai văzut? Noi. Stai, domnul Vice? Secretariat. Domnul Vice, aici de aici. Nu e nici aici. Nu e nici aici. Secretar. Bombon. Bună seara. Cum este? Nu este Harry. Am rugămintea la dumneavoastră. Pe domnul primar sau domnul vice. Domnul vice aici a fost. Nu v-a spus, doamne. Nu este. Sau
administratorul clădirii. Ce anume? Adică administratorul comunei, orașului. Unde e vicele? Pe teren. Da, nu, bănuia că e pe teren, dar unde e pe teren? Mă duc eu după nu. Ce fel de teren? Teren de fotbal. Sunteți un adevărat român? Da. Ce este? Asta, Jean Harry Florin, mă numesc. Jean Harry Florin. Ah, Jean Harry Florin. Român. Român. Român în România. Așa. Nu să sunteți de naționalitate maghiară. Nu sunt maghiară, de român. Ok, bun. Nu, mă gândeam să nu aveți ceva cu mine, că am pătruns aici. Nici nu vă cunosc ce s-a gândit. Nici eu nu vă cunosc, de dar sunteți secretar? Da. Plătit din banii publici, da? Da. Bun. Vreau să întreb, domnul viceclar, e pătărât, domnul primar nu se știe cum trebuie. Primar nu este și nici nu va fi, că pleacă la București. Da. Păi domnul nu-l găsești niciodată pe domnul primar când ai nevoie de el. A, nu-l găsiți? Nu-l găsim. Dacă veneați, de exemplu, astăzi dimineața era. Da, dacă venea. Da. Dar dacă n-am venit și venim mâine, iar o să zică, domnule, dacă veneați ieri. Până vine, nu o să fie. Până vine, nu este, da. Spuneți-i domnului primar, că da. Vreau să îi dați dumneavoastră, băi, am și eu prieteni și mi-a venit, mi-a spus că e un gunoi pe acolo, să-ți astupă. Buldozerul, probabil, sau asta, smotan. Dumneavoastră v-ar place cineva să vă îngroape gunoiul în curte? Nu, mă diferește, dar n-am înțeles. Unde e până ăsta? Localitatea Urciuc, da, deci drumul Cumeș către Șimleu Silvaniei în capăt. Deci în capăt spre Șimleu Silvaniei. Ce s-a plăcut? Nu te fac cu mine, eu nu-s aici, eu sunt în Bacova. În capătul Urciucului. Deci cum mergi, aici. Da. Urciuc. E o ATC cu Silvaniei. Da. În capăt. Da. E o pădure. Știți acolo? Nu, acolo e pădure și partea din... Păi nu, în capăt. Acolo? Spre Someșuleac. Reuleac, da? Reuleac. Acolo este mult gunoi. Nu, că nu mai sunt. Sunt sute de tone de gunoi. Nu. S-o astupat. Serios? Da. Am filmat. Da, puteți să vă duceți să vedeți... Nu prea am. Bună ziua. Nu. Eu nu prea ești pe teren. Nu, știți de ce? Da, am înțeles, dar... Fiind și secretar, îmi place și cu pământul, cu semnat, cu puzul, cu astea tot. Ar fi trebuit, dar să nu sunteți plătiți numai că aveți, ar trebui să nu sunteți servici numai că vii rău. Dar având în vedere că orașul, municipiul, comuna, satele, arondate pe oate, e casa dumneavoastră. Evident. Plătiți de acești oameni. Am văzut în acele sate comune, medievale, fără apă, fără gaze, fără trotuare, fără nimic, da? Oamenii aia plătesc impozit, taxe, la nivel de oraș sau de țară? La nivel rural. Deci nu de oraș. Nu. Așa. Satele aparțin la dar unde plătesc ei impozitele? Aici? Aici. Adică banii se duc pentru... să împart la toți, da? Exact. Adică eu român, văd așa, proștilor. Ce sunteți mă voi? Țărani? Unde? La rural, da. Proștilor, plătiți aici la oraș. N-aveți drumuri, n-aveți gaze, n-aveți apă, n-aveți canalizare. Ați un pic, mă puteți spune că nu au... Nu. Cum ai, am fost așa fi, nu. Nu au apă curentă în Urciu? Da. Nu, dar nu, dar la asta se lucrează. A, știu, pe 30 de ani. Știu, asta e 30 de ani. Lasă, sunteți mândru că sunteți român? În general, da. În general? Nu sunteți sigur. Nu negnat. Nu, dar nu sunteți sigur, da? Domnule, eu sunt mândru că sunt român. Pentru că ce știm noi românii, atenție, ce știm noi românii, am demonstrat în spațiul ăsta al comunității europene, da? Că noi știm să schimbăm și becul și să plimbăm și pisica. Numai că acum, aici, am dat peste motani. Indiferenți, incompetenți, derbedei, pușcăriabili. Că-și bat joc de o comunitate de atâția oameni. Eu pot ca... Chiar așa de să vă spun și eu două recuvinte, da? Mi-a să țineți la persoane cu handicap, cele care nu au posibilitate. Arătați-mi și mie pe unde intră persoana cu handicap, în căruciuri, prin casa de cultură. Vreți să mergeți să vă convingeți să vedeți că prin casa de cultură este închis, nu? Este o mașină parcată chiar la unde e rampa respectivă și coșul de gunoi pus acolo. N-au cum să intre, dar e închis. Dacă vă aduc acum o persoană cu handicap, cum face el singur? Cum face el să intre? Să zice, problema e la noi, cum facem să-l aducem la etaj? Nu la etaj, nu trebuie neapărat, nu. Toate birourile sunt aici. Nu, oprește-te, nu, domnul secretar, nu. Aici la dumneavoastră este zona administrativă. Probabil că dumneavoastră nu țineți, că e zona administrativă, da. Jos la parter, este zona neadministrativă.
o persoană cu handicap nu ține neapărat să urce la etaj. Domnule, sunt persoane cu handicap, vă rog frumos, uitați la departamentul ăsta, vă rog, să coboare. Să coboare, dar cum ajunge el în zona neadministrativă printr-o lege, legea 448 din 2006, unde acea persoană este batjocorită de către cine? De către cel care a fost votat, a fost votat, da? Sau votați, de către cei care sunt plătiți din banul public, ca să-și bată joc de el. Niște nemernici, atenție, ia să pune, da? Puteți să-i numi nemernici, domnule? Să vă spun sincer, eu n-am o părere foarte bună în general despre politicieni. Nu, dar stați un pic, nu, dumneavoastră n-aveți voie să faceți politică, da? Dar dumneavoastră, sunteți mulțumit de conducerea României? Ca o părere, n-aveți voie, nu faceți politică. O părere, domnule, eu, cu părerea mea, adică nu cred că vă interzice legea, da? Prin statutul dumneavoastră, da? Sunteți funcționar public și nu faceți politică, da? Dar puteți să vă exprimați liber, conform Constituției României, articolul 30? Pot să mă exprim, evident că ok, dar a spus, politicienii nu sunt, dumneavoastră sunteți la secretariat? Nu. Pot, numai să te uiți. Nu știu, nu știu ce lucrează, vă lucrează, că totul bun, ce nu există instituții publice. Ne mulțumim frumos, domnului secretar, că n-are pe competență. Dar stai să terminăm lămurim. Da, ce care e, care de fapt e cea mai mare problemă că... Aia cu depozit... nu, sunt mai multe. Sunt mai multe. O să permit. Dar și voiați să luați un interviu? Să luăm un punct de vedere, să luăm un punct de vedere al administratorului. Nu vreau să vorbim cu domnul primar. Sau cine răspunde de oate? Domnul viceprimar. Asta e cu... și comisiile de la consilierii locali, care au cu mediul și cu poluare, da? Ei au consilieri și vicele, nu primarul. AHG 57 pe 2019, știți că s-a mărit? Nu amestecați pe domnul primar, că are alte amestecuri. Domnul primar, noi nu ne interesează, decât că domnul Gai Pumnărui probabil că este un vătaf netras la răspundere de către guvernanții. Aici poți să mă scrii și o să vedem cine este răspundul. De guvernanți, de către cetățeni? Nu, cetățeanul nu e exclus, mă. Nu există, cetățeanul aici nu este respectat. Calități. Hai ne răspunem în trotuare. Despre ce vorbim? Că tu spuneai pe zăpadă. Cățeni morți sunt. Da, există acum... A crezut că veniți despre zadă. Câinii vagabonți, într-adevăr, e o problemă. Chiar avem o... Dar aveți o firmă care e specializată de... Facem achiziție publică. Nu, dar aveți o sală undeva să fie colată frigorifică? Toți câinii sau pisicile, animale moarte pe aceea să le depoziteze acolo? Nu, cum să le depoziteze? Păi trebuie. Trebuie să aibă Consiliul Județean un contract până în 2000... Primăria. Asta primăria avea obligația, din asta ne-a luat-o nouă și l-a trebuit Consiliul Județean. O să pun eu întrebări și o să fiți contrazis, domnul secretar. Dar știți de ce sunteți contrazis? Pentru că e posibil ceva să scape la dumneavoastră, să nu cunoașteți toate elementele astea, ce obligație are comunitatea. Adică să anunțe DSA-ul să vină să vadă de ce a leșinat câinele ăla și așa a îndrăzit să moară. Să ia creierul, să vadă, bă, de ce ai murit, mă? Credeți-mă că au obligație. Ați văzut că veniți de la salon? Să dau obligații, dar trebuie să știu. Se construiește? Să avem un tehnician veterinar care să ocupe de ei. Da, dar e pe bază de contract. N-avem bani. Dar ați văzut că veniți de la salon? Să construiește nu știu ce pe la șosea pe acolo, murdar și tot. N-ați văzut pe dreapta când veniți până în... Unde-i, mă? Ce lucrați? Rățic, salățic. Ați văzut acolo, da? E lucrarea Consiliului Județean, da? Domnule, spunea că trebuia de acum un an, nu șoseaua, lângă să construiește groapa aia acolo, ceva. Podul, există un pod și să devia circulația până să dărâmă și să reface podul. Să reface podul, da? Bun. Domnule, dar abia acum s-a apucat să sape să toarnă în prima șarjer, da? Trebuia, dacă nu am terminat. Așa scrie pe acum. Când trebuia terminat? Acum, în ianuarie. Domnul secretar. Domnul secretar, dacă noi am vorbit asta și cu poliția și cu toții am filmat, s-au făcut de râsuri să-i vadă o țară întreagă, ăștia sunt o țară de cioflângigare. Dar unde vedea la televizor? O să vedeți. Bine, mulțumim frumos, domnul secretar. Nu avem pe nimeni aici, ca să ne rămânească. Nu știți cum să spune. Nu suntem nimeni. Ar putea o primărie să funcționeze fără taxe și impozite? Să vin cetățean să-l dai pe ăla de la caserie afară?
Dacă conducere... Nu, nu, dar și cum plătește omul dacă nu mai e caserie? Ghișeu cum tu? Nu, nu, stați un pic, că omul nu sunt obligat să plătesc prin ghișeu pe gru. Nu, dar ai facilitate, fizice. Nu e obligat. Am înțeles, dar primăria respectivă nu are ghișeu pe gru. Care? O primărie din țară. A, nu, nu, multe primării. Multe, nu. Aici aveți ghișeu pe gru? Da. Aveți și bătrânii care au car și știu să facă băi, astea? Avem și bătrânii. Da. Doamne, eu am găsit o doamnă care spunea că nu știu cum să nu știu pe una. Acum, aici, filmat. Despre ce vorbim? Ce? Adică dumneavoastră îmi susțineți că toți bătrânii, da, sunt... Sau oricine dorește, poate spuneți cu cardul. Și dacă nu vreau cu cardul, de ce mă condiționați? Dar dacă nu există casier... Dar cine nu există? Într-o primărie, doamnă. L-a dat afară pe casier. A, undeva, nu l-a dat. La o primărie, un primăre l-a dat pe casier afară, că l-a supărat. Și cum plătește? Și altul locul lui, nu? Păi nu, de la dacă s-a desfințat postul de casier. Nu știu. Se poate așa ceva? Da. Se numește Comuna Brădeni, din județul Sibiu. Scrieți-i numele primarului, Modoi Liviu, și să vedeți cum zice, bă, gamia, și făceam. El venise de la slujba. Poate că așa am văzut. Nu, nu, nu. M-a sunat pe mine ieri, pe telefon, și mi-a zis că el vine de la slujba, pe Pioșel, și a zis, bă, gamia, așa, el are ce are cu mama. Ea însu, bă, mama e mutată, și a mutat domiciliul acum vreo 30 de ani, la cimitir. Și a zis, du-te și pe prieteni și mulțumim frumos. Am înțeles, domnul secretar, dumneavoastră știu, vă cunosc atribuțiunea și taia. Noi vă mulțumim frumos pentru că... Ne-ați spus ce, că nu v-am ajutat. Nu, transparența și amabilitatea. Și ce s-a întâmplat? Am venit în Târgu Mureș și m-am dus și am căutat un ungur să mă bată să mă înjure. N-am găsit. Nu, n-am găsit. Domnul, n-am găsit. Dar nu consilier. Dar la bataie. Nu, n-am găsit. Ca să mă refuzi un ungur, că auzeam la televizor. Domnule, unguri nenorocit. Domnule, mă, în Târgu Mureș am stat 4 zile. M-am uitat și în taxi și la magazin. Domnule, n-am găsit. Și am sunat un taxi. Domnule, vreau și eu un ungur să mă bată, să mă înjure, să aia, să... Dar nu, de ce să vă jure? Iată, acum noi la șampionul ăsta așa și ne-a bătut, să sară la mic. Ne-a bătut, să sară la agresiv. Aici la Sălățe? Da, 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 da. Și mincinoși, atenție. Ăștia cred că se închide. Dar și unde ai putea vedea? Pe ce program? Nu, doamne, că nu mai sunt cu program. Când e program, înseamnă că e limitat. Bă, acum cu rețelele astea socializare, YouTube, YouTube-ul, Facebook-ul. Mulțumim frumos, o zi bună! Dar pe consilier, domnul consilier are? Consilier ceva, consilier local? Nu, nu, consilier al primarului. Ce? Am dat vreo, mulțumim frumos. La ce mușești? La ce consilier? Trece locală și consilier. Să trăiți, domnul consilier. Bună ziua. Să trăiți. Bună ziua. Numele meu este Geana Harry Florin. Cu cine mă onoare? Dumneavoastră sunteți consilierul domnului primar. Așa. Adică îl consiliați, funcționează totul bine, da? Mulțumesc. Vreți să vă arătăm... Consiliem... Vreți să mergem să vă arătăm undeva afară, unde sunt încălcate drepturi fundamentale, constituționale, într-o punct de vedere legislație, de această instituție și angajație acestei instituții? Dacă vreți. Și apoi să vă și spunem, să-i spuneți domnului primar, că sunt sute de tone de gunoi îngropate la marginea, ce mi zice? Localitatea Ulciug, în capăt, către pădure, nu știu dacă știți, da. Către Someșul Deac. Da. Acolo e o pădure. Da. Sute de tone. A, da, buldozerul ia spală, de cum că... Și a stupă, și a stupă. Da. Asta. Deci ne-am avut o lucrare pe o canalizare menajeră, da? Unde s-a transportat pământ curat. Și e corect așa. Nu, vorbim pământ. Dar dacă vă uitați, nu, dacă vă uitați să vedeți... Nu cred că ne-am apropiat de o pădure decât de cea primării. Care e a primării. Așa. Nu cred că am deteriorat ceva decât... Nu de deteriorare. Gunoi îngropat, se vede gunoi îngropat. Dacă e gunoi îngropat, e altceva. Și altceva. În afară de gunoi îngropat, să și vede și gunoi dezgropat. Am văzut, aruncat gunoi pe un canal. Încă nu s-a astupat tot. Am înțeles. Mai e. Pe unde intră o persoană cu handicap aici? Că de-aia vorbim și cu domnul secretar. O persoană cu handicap cu căruțul, pe unde intră în instituție? Pe la prin intrarea... Vreți să-mi iertați dumneavoastră să vedeți că nu are cum să vede? Eu vă chem acum o persoană cu handicap să vedeți că nu are. Haideți să poate să vă deranjăm? Haideți, domnule consilier. Mulțumim frumos. Aici primarul este plecat până vineri, nu mai vine. E plecat tot timpul. E plecat, da. Pare rău dacă dumneavoastră, eu nu vă mai însoțesc dacă vă exprimați așa că tot timpul...
Ce a zis? Nu, e plecat tot timpul. Nu, nu, domnul consiliar. Dumnezeu nu știe atribuțiunile, domnul consiliar. Dacă discutăm așa, pare deja sunteți rău cu noi. Eu sunt rău sau nu? V-am întrebat. Eu v-am întrebat. Sunteți rău cu noi? Eu n-am fost rău niciodată cu... Știți că Constituția Română spune că are dreptul... Ok, și eu am dreptul la, și la, și da, dreptul la un alt bun și la asta. Deci și eu am dreptul. Nu, dumneavoastră sunteți în slujba cetățeanului. Dacă nu vreți să mergeți... Eu sunt primarului, nu s-a dumneavoastră. Sunteți în slujba cetățeanului, da. Nu al primar. Primarul nu este buricul... Nu, nu-i buricul, nu vă plătește el, atenție. Păi, aveți dreptate. Dar atâta timp cât spune că problema e plecată... Nu, eu mai fost și nu l-am găsit. Eu nu contest că nu l-am găsit. L-a spus la punct. Nu, l-a spus la punct, ați văzut? L-a spus eu la punct. Deci eu sunt... Nu, dar știți ce? Dacă a început de râsul, cum ne aveți ceva? Eu v-am rugat. Păi a spus că nu mai trebuie să mergeți. Păi eu nu știam nici calitatea de râsul. Cetățean. Pentru că de râsul... Ai alt. Cetățean. Deci râsul nu s-o trebuie. Nu, dar trebuie calitate? Nu. În momentul în care... Da, mie îmi place să știu puțin. Eu am spus Jean Harfloren. Eu am spus Jean Harfloren. Dar sunt din Prahova. Aici nu are cum să intre persoane cu handicap, da? Corect. Are. Bine, trotuare pe aici, peste tot, aici, în centru, că aici e buricul. Restul pe aia, pe acolo, n-au apă, n-au gaze, n-au canalizare, n-au nimic. Care plătesc impozitele aici, le plătesc. Am înțeles, uitați, sunt semne că e persoană cu handicap. Vreau să mergem pe rampa aia, cum spuneți dumneavoastră. Să intrăm, să vă imaginați ca și cum am fi un căruț. Așa. Da. Acum, după câte informații și ce știu eu, deci asta... Ce știți? Nu, dar haideți să luăm. Pe unde merge persoana cu handicap? Este o parcare asta aici? Da. Credeți că ar putea o persoană cu handicap cu un căruț singur? Să o ia pe aici, întâmpină mașina, întâmpină asta? Din cauza mașinii, nu. Dar dacă asta, deci... N-ar mai fi parcată... Spuneți primarul, unde sunt locurile de parcare pentru persoane cu handicap? Aici trebuie să le puneți. Dar cu metru mai încolo. Okay. Nu aveți nici locuri de parcare. Bun, deci asta ar fi. Când am venit noi, ușa era închisă. Da, acum e deschisă. Acum e deschisă. Ați văzut? Ați văzut cum se minte? Intră persoana cu handicap pe aici. Și intră în instituția publică, da? Ușa este închisă, mereu. Probabil. Ați constatat că da? Sau e pe probabil? Depinde cât e la fel. Dumneavoastră probabil nu respirați sau nu respirați? Nu, dar nu mă mai luați așa, că nu mă las la mișto și după aia de ce? Considerați că este la mișto? Adică eu vă întreb, dacă o persoană cu handicap, traseul făcându-l traseul, ce bine dat cu dumneavoastră? Ați constatat că putea din cauza acelei mașini? Din cauza acelei mașini nu putea. Nu putea, da? Deci ceea ce înseamnă că acolo... De 4 zile e blocată calea aia, dar ce este ușa închisă? De 4 zile, omul e de aici. Omul e de aici. V-am înțeles. Ușa închisă. Pot să spun eu, când el îmi spune că e închisă, închisă, mereu am găsit o închisă? Nu-i contest. Am înțeles. Aici e instructor. Lasă, lasă cu PSI-ul și ca să nu... Ce rugămentă nu să... Nu să consiliați pe acestul primar ca să... Regioze, bunătarea și cetățenii să ducă din el investiții. Ați gândit că ați făcut investiții locuri de muncă? Sunt construie pe linie de investiții ca să fim aici. S-au făcut investiții locuri de muncă? Sunt. Să creează, s-au creat locuri de muncă, da? Sau să creează? Se creează și locuri de muncă. Deci investiția nu înseamnă numai locuri. Nu vorbim de investiții. Nu vorbim de investiții. Până primăria investește. Noi vorbim pe comercial. S-au creat locuri de muncă. Acum, pe mandatul ăsta, de un an, doi, de când este domnul primar. Noi nu tragem mai răspundere, că ce poate să facă dânsul de când... Deci, aici nu o să... S-au adus, știi de ce? Am primit mesaje. Da. Eu nu cred așa ceva. Că domnul primar nu cred. Și cu consiliul... Am o întrebare. Da. Domnul ăsta, înregistrați acum? Da. De ce nu mi-a spus înregistrați? Păi... Nu că m-a spus sau ceva de ascult. Nu, okay, okay. Nu v-am filmat fața. Nu, nicio problemă. Nu v-am filmat fața, dar... Dar așteptam, măcar... Nu, stați o
nu sunt acasă la dumneavoastră, sunt prin instituție publică. Eu vă mulțumesc asta, Samari. Eu n-ați greșit cu nimic. Nu că-s deranjat de faptul că mă înregistrați, dar așteptam ca să-mi... Nu trebuie să anunțăm. Nu suntem obligați să anunțăm. Ok, atunci nici eu nu sunt obligat ca să nu mai dispun. Ba da, pare. Deci, okay. Atunci o să vă filmez și fața. Nu. Aveți SRL, da. Asta este atitudinea dumneavoastră. Auziți? Dar de ce este atitudinea dumneavoastră așa? Acum după ce? Acum vă filmez fața. Destul de bine, pentru că nu sunteți corect. Noi nu suntem corecți. Dumneavoastră sunteți corect, da? Eu da. Cu de treabă și pentru munca care o fac. Și câți bani primiți, domnul consilier? Pe lună. Sincer, nu da. Pentru vă supun întrebarea. Așa arată un consilier în România care se dă amabil, dar de fapt nu se dă. Ne merităm soarta, dragii mei. Oamenii aceștia sunt bășicați imediat când îi pui o întrebare. Băi, imediat când îi pui o întrebare. Vrei să vezi dacă stingătorul e valabil? Uite-te mă la el, mă. Și vezi. Da? E valabil? E valabil. Asta e stingătorul, aici trebuie să stai la ușă. Mai nou, da. Ăsta când este? 2022-2023, e valabil. Bă, până și un consilier, trebuie să vorbești cu el, să fii ca pe pernuțe. Bă, ca pe pernuțe. Cumva să-l supe. Să nu-l supe, că dacă-l supe... Stă la 40 de grade, acolo de mie mi era... Ai văzut ce căldură era? Asta este mai. Dragi cetățeni, locuitorii al acestui oraș, comune, sat, ce sunteți aici, da? Voi ăștia când plătiți taxe și impozite, aici, că auzi pe ghișeiul Pumro, băi, dacă n-aveți carduri și astea, nu sunteți, n-aveți cum. Toți bătrâni de aici sunt civilizați. Au de toate. Când plătiți voi, să întrebați dacă aveți gaze. Omul ăsta nu știa nimic, bă? Chiar nu știa nimic. Ce se întâmplă acum? Hai să mergem, că deja... Zicea altceva, n-ai văzut că zicea altceva? Da, sunt revoltat. În România asta, țara cu... Băi, țara cu guvis, cu guvis, cu hoți, cu guvis, cu hoți, cu proști, cu tot ce vrei. Cu tot ce vrei. Nu l-a văzut. N-a văzut. Da? Dacă ne merităm soarta, dacă oamenii aceștia de aici, din clădirea aceasta, sunt bășicați, deranjați, supărați, că ei la întrebări sau că pui întrebare așa, într-un mod civilizat, poți să ieși și cu pernuțe și cu lelulu și cu nimic. Păi până îi calci acolo la competență. Când ai încălcat la competență, deja constați că sunt ciofringari? Nu. Marionete? Unii dintre ei sunt marionete. Bă, ăsta care e polițist, care tu ai impresia că un cetățean când s-a exprimat că primarul este marionetă. Ori ești prost, ori ești prost. Marionetă când spui, domnul primar, dumneavoastră sunteți marionetă sau ești marionetă? Nu-i jignire, mă, băiatule, mă. Da? Când îți dă președintele Consiliului Local sau prefectul îți dă o comandă, tu trebuie să o faci, că dacă nu, devii ca în las ferbinți. Popor creștin, popor ingrat. România, Comunitatea Europeană, fugi de aici, evu mediu.